Începem, adică. Asta e, hă? Da. Ok, dai. De când faci stand-up? Puf. Nu știu cum să măsoar asta. De când conduci? Prima oară când ai condus, urci la școala de șofere, dar nu se cheamă conduci. Cumva ești pe o panică, pe o... Nu știu exact cum să măsoară asta. De când trăiesc din stand-up? Din 2008. Prima dată când am făcut stand-up era în 2006, la un festival de la Târgu Mureș. Și prima intenție de făcut stand-up a fost în 2004. Mi-am scris o bucată de material și eram cu niște colegi într-un grup de comedie care se chema OZN, și aparținea de Casa de Cultură a Studenților din Timișoara. Și a fost așa, la modul, bă, dude, nu o să prind asta niciodată la noi. Și am zis, bă, hai să încercăm totuși. Și după aia mi-a urmat la 2 ani să urc la festival și după aia în 2008 am zis, bă, gata, hai să facem treabă. Poți să ne vorbești un pic despre cum simți publicul și cum te calibrezi la... Cum te calibrezi? Nu cred că poți să descriu procesul intern pe care îl ai. Adică nu e un răspuns atât de logic la vibe-ul care e în sală. E doar un mecanism de autoapărare cumva, că ești expus, stai în fața a 100, nu știu, între 50 și 400 de oameni și ei au așteptări. Și în momentul în care au așteptări prea mari trebuie să le înșeli așteptările, trebuie să o dai foarte prost în timp. Pentru că dacă tu dai foarte bun și ei nu râd, nu mai unde să te duci în sus. Și atunci trebuie să cobori un pic cu ei, trebuie să-i atragi să le scazi așteptările. Poți să-i domini dacă îți vorbește cineva în sală, poți să-l ignori în atât de mult timp până îți faci tu o strategie să dai în el. Dar poți să-l ignori un timp. Și atunci toate astea cumva reușesc să influențeze starea sălii. Că ei cumva, că publicul funcționează ca un tot, dar ca un tot nu omogen. Adică ei funcționează ca un tot, dar cumva au un element sau două care îi supără, deși de-a lor. Și dacă devii foarte violent cu ăla, chiar dacă îi deranjează și pe ceilalți, e unul dintre ei. Și în afară de momentele astea cu heckleri, cum te folosești de autoritatea pe care o ai pe scenă? Nu cred că am drive-ul ăsta să mă folosesc de autoritatea asta. Adică în afară de faptul că dau în oamenii care deranjează show-ul pentru ceilalți, nu mă folosesc. Mai stric câteodată, dă-mi o bere. Și eu pot să stric că mă aud în boxe și dacă vreau o bere, atunci mi-aduc oamenii mai repede berea. Dar cred că e cam singura zonă. Poți să-mi dai exemplu de o glumă pe care ai păstrat-o de-a lungul anilor și eventual ai modificat-o, înflorit-o, ajustat-o? Toate au același traseu. Încep cu o glumă mică, după aia gluma aia crește și ajunge... Pe când trebuie să renunți la ea, e cea mai bună variantă a ei. Asta e paradoxul. Că atunci când ar trebui să o dai ăla, când ar fi momentul să începi să o dai, că atunci ai finisat, trebuie să renunți la ea, pentru că 80% seamănă cu probabil ce ai dat în urmă cu un an. Dar eu de regulă, mi-e plac foarte mult povești, îmi place să povestesc întâmplările prin care trec și încerc să exagerez la momentele funny. Și atunci, nu știu, habar n-am. E un proces, nimeni nu-i mulțumit de... Adică, cred că sunt foarte puțini oameni care sunt mulțumiți de ce zic pe scenă. Că în capul tău e, mă, eu pot mai mult, eu aș vrea să zic așa, dar nu știi cum să o zici și după aia cumva ajungi într-o zonă în asta în care, ok, hai că zic și asta, că merge asta, dar cumva tot... Adică ai o muncă și un proces cu tine. Cred că dacă n-ai avea, te-ai opri, ai fi, ok, e super bun, deci eu așa le dau pe toate. Mi se pare că e moarte acolo. Doctorii au părerea despre ei că ei sunt aici Aici sunt doctorii, sunt aici. Dacă aș putea să ridic mâna mai sus, m-aș ridica pe vârful, deci aici sunt doctorii. Aici sunt doctorii. Mult sub, mult! Mult sub. Fizicienii, astrofizicienii. Care înțeleg universul, Big Bang-ul și momentele în care s-au întâmplat lucrurile. Cum s-a întâmplat din hidrogen să apară alte elemente? Oarecum. Ne explică ei, peste doctorii. Sub aia, decane de facultăți. Dar mult sub. Și sub aia... Pulimea. Grosul. Științe economice și restul facultăților limbi. Ăia s acolo. Părătura aia care nu contează pentru doctor. Ia mai de în pula mea, că toți au rinichi. Există etape în viața unui comediant când vrei să conteze ce zici, vrei să cumva să schimbi niște gânduri sau niște procese cognitive prestabilite de alții și te gândești, bă, hai că o să zic asta, că poate, hei, doar că îți asumi ceva ce nu-i în fișa postului. Oamenii vin acolo să râdă și atunci treaba ta este să-i faci să râdă. Dacă îți face plăcere să-i faci să râdă, te duci pe drumul ăla. Dacă vrei să fii preacher, cumva poți să dai la jumate. Eu zic că am și trecut prin zona asta. Și mă simțeam util atunci, dar este tot o fabricare a creierului. Tot încerci tu să-ți dai ție un sens. Dar în principiu trebuie să fii acolo ca să-i faci să râdă. Adică ai avut o perioadă în care ai ars-o mai mult preacher? Da. Și nu a funcționat? Nu că n-a funcționat. M-am săturat eu de ea. Trebuie să treci prin asta. Că te modifică. E o etapă. Adică cred că toți ajung în zona aia. Devii preacher când ți se modifică stilul și nu găsești probabil foarte mult rețeta de a insera glumele pe care tu le vrei, pentru că sunt anumite glume cumva care funcționează pe un anumit pattern. Asta din ce cred eu și simt, n-am citit niciunde, adică nu vin cu ele, hei, în manualul de stand-up la pagina 62, ia uite ce scrie. Nu. Dar când ești nervos, spre exemplu, când ești supărat pe viață, mi s-a întâmplat asta, când eram foarte supărat pe viață, eram foarte preacher. Doar pentru că nici eu n-aveam eram atât de supărat încât îmi revărsam supărarea pe oameni. Dar cumva încercam să fiu funny, doar că nici nu luptam atât de mult să fiu funny, că doar voiam să-i supăr pe ei. Eram supărat pe societate și pe tipicul ăsta de familie și trebuie să-ți faci familie și trebuie să o arzi cum am decis noi toți că trebuie să o arzi, că dacă nu ești daiurea. Și am avut o bucată în care eram destul de violent. Am avut show-uri în care plecau oameni destul de supărați de la show-uri, dar era și un show care cataliza foarte mult. Era... Ori plecau super happy de acolo și erau, bă, da, au fost funny, ori plecau demoralizați. Și cumva am decis că nu-i pentru mine să le zic altora că nu e ok. Deciziile, nu sunt ok de deciziile pe care deja le-au luat. Adică cumva în mintea mea eu mă adresam omului care n-a luat deciziile alea încă, fără să fiu foarte clar. Și atunci când prindeam oameni care deja au luat toate deciziile alea în viață și le mai ziceam chestii, doar părea un om care nu-i de acord cu nimic din ce am făcut. Clar că-l super. Tot auzit expresia asta, gândire comică, și încercam să îmi dau seama ce înseamnă. Gândire comică? Da, ce înseamnă filtrul ăsta? E un mușchi pe care îl dezvolt și cumva se dezvoltă cu mici modificări, la toată lumea cam la fel. Adică dacă pui niște comedianți să scrie niște glume despre tramvai, și ai 10, inevitabil 4 din 3 o să scrie cam, primele 3 glume o să fie cam acolo. Și cumva mușchiul ăsta trebuie antrenat să eviți primele 4 glume care îți vin. Dacă te gândești, ok, dacă asta ar fi prima glumă, hai să încerc a doua glumă. Ok, și mai poți să fac încă una și abia probabil la a treia începi să te depărtezi de filonul clasic. De, a, uite, prima glumă era cu, hei, tramvaiul are vagoane, deci poate să fie asemuit cu, habar n-am, un trenuleț sexual. Și na, aia e prima glumă. Și după aia, ok, asta e praf, următoarea este când tramvai pute și acolo faci o glumă cu un tramvai pute, trebuie să pleci de aici. După aia e un controlor care face ceva, poți să ai un story acolo, ok, și acolo acum începe să devină mai original un pic. Cum îți setezi limitele glumelor? Apropo de cum poate să tindă ceva spre insultă sau... Eu nu cred că și le setează nimeni. Se autolimitează. Adică simți când te duci într-o zonă în care îi insultă. Uneori e bine să treci către insultă. Depinde pe cine insulți și care e motivul pentru care te duci acolo. Dacă ai o glumă despre biserică și în sală sunt oameni care se duc la biserică, poți să ajungi foarte ușor să insulți. Hai să zicem că nu mergi la biserică, dar poate taică tu e preot și ți-o la mașină din banii aia, nu? Strângi cu tasul. Clar îl insulți pe ăla. Pe de altă parte, te și gândești un pic, bă, poate că are dreptate asta, un pic. Habar n-am, adică cred că totuși ar trebui să fie mult mai aproape, mult mai edgy. Nu e foarte lucrativ, în sensul că după un timp o să zic lumea, bă, nu pot să-l ascult pe ăsta acum, n-am starea asta. Și atunci, clar, o să înceapă să vină mai puțin oameni la tine la show, de-aia cumva trebuie să dai pe jumate-jumate. Adică cât de mult poți tu să o împingi, să insulți, fără ca ei să se simtă insultați. Sau, mă rog, 90% dintre ei. Că n-ai cum, adică insulți pe oricine. Poți să zici că, bă, ciocolata neagră e de căcat și tot o să fie doi în sală care, du-te morții mătii. Tot o să fie doi care o să fie, bă, dar era o glumă, nu. Adică ideea este că oamenii aleg să fie insultați de lucruri. Și atunci unde aleg ei să fie insultați îți limitează cumva ție presiunea pe care poți să o pui. Adică dacă poți să o scoți de acolo fanii, să apropie și ei de insulte, ca un bungee jumping, știi? Când te apropii de insultă, vezi că te apropii și după aia când pleacă ești, of, am crezut că se duce mai adânc. Cred, habar n-am. Încercând să o exprim grafic. Și cumva dacă îi faci să râdă, mai împingi limita un pic, nu? Cred că dacă insulți suficient și după aia te îndepărtezi de acolo, dar fin, fără să-i stropești cu zăpadă când e curba aia, da? Cred că să simt ușurat și râd mult mai bine. Știi cum te bucuri de viață când era să mori, dacă vi s-a întâmplat? Ai așa vreo 2 zile în care ești prost la cap, îți viu. Cam asta la o scară mult mai mică, cam asta cred că se întâmplă. Cu cât te apropii mai mult de ei, cu atâta... Uf! Nu știu.